Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observatorul Local. Corina Chiriac, Stella Enache, Adrian Daminescu, Horia Muculescu sunt artiștii care au făcut ca Piteștiul să devină timp de două zile capitala muzicii ușoare românești de calitate. Situația incertă de la primăria Pitești pune pe gânduri deja partidele politice. Reprezentanții noului PNL se gândesc la fotoliul de primar. CS Mioveni își continuă parcursul din actualul sezon al Ligii Secunde, va juca pe terenul Metalului Reșița. Corina Chiriac, Stella Enache, Adrian Daminescu, Horia Muculescu sunt artiștii care au făcut ca Piteștiul să devină timp de două zile capitala muzicii ușoare românești de calitate. Orașul nostru a adus de asemenea foarte mulți tineri talentați din țară și de peste hotare ce au concurat pentru a fi desemnați câștigătorul Marelui Premiu al Festivalului Vasile Veselovski, a doua ediție. Zece soliști din România și Ungaria au încercat să convingă juriul pentru a obține marele trofeu. Festivalul a ajuns la a doua ediție, iar sunetul muzicii ușoare românești compuse de marele artist Vasile Veselovski a adus emoții puternice publicului numeros. Festivalul Vasile Veselovski, organizat de Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești, își propune să lanseze tinerele talente. Totodată aduce la Pitești pe cei care au încântat cu șlagările compuse de Veselovski an de-a rândul generații întregi. Printre ei, Corina Chiriac, cea care a interpretat cele mai multe melodii ale lui Vasile Veselovski, dar și o prietenă de suflet a acestuia. Vasile Veselovski a fost unul dintre compozitorii care mie mi-a mers la suflet. A scris o muzică mânușe pe personalitatea mea de actor cântăreț, ceea ce m-am considerat întotdeauna. Am cântat multe melodii de succes, am cântat în multe spectacole pe care Vasile Veselovski și prietenul său de suflet, marele puișor Maximilian, autorul versurilor și textelor, spectacolelor pe care le realizau împreună, a contribuit, desigur, cu textele lui nemuritoare la realizarea unor capodopere. Vă dau doar câteva exemple pe care le găsiți pe YouTube. O piesă, o bijuterie muzicală, neșlagăr, care se numea Trec și nu ne pare rău, cu un text absolut divin și cu o muzică splendidă. Trenul fericirii, îți mulțumesc, caut drumul spre tine, inimă nebună, de ce nu ești cam prima zi, reluat din repertoriul Dorinei Drăghici și, bineînțeles, nemuritoarea stradă a speranței. Gala laureaților va fi împletită vineri seara cu recitalurile extraordinare susținute de Corina Chiriac, Stella Enache, Horia Moculescu și Marius Bălan. Moment editorial special în foaierul Teatrului Alexandru Davila, aflat la Pitești, la festivalul Vasile Veselovski. Cunoscutul compozitor Horia Moculescu și-a lansat volumul Doar atât mi-am amintit. În prezența renumiților artiști veniți la Pitești pentru a încânta publicul cu recitalurile lor extraordinare, Horia Moculescu a profitat de moment și și-a lansat prima sa carte. Suntem onorați ca în această seară, la a doua ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Vasile Veselovski, să avem și un eveniment atât de important, și anume lansarea acestei cărți extraordinare de către domnul Horia Moculescu. Și vreau să-i mulțumesc atât dânsului, cât și domnului director de la Biblioteca Județeană, doamnei Denisa, și colegilor noștri care ne-au sprijinit și sunt partenerii noștri în organizarea acestui eveniment. Moculescu a dezvăluit și cum s-a apucat să scrie la îndemnul vechii sale prietene Corina Chiriac. Și iată că primul său volum autobiografic, Doar atât mi-am amintit, a fost lansat pe piață. Cartea mare este o chestie nostimă. Mi-a spus, de ce nu scrie? O să scriu și o amintire. Scrie-ți amintire, scrie, m-a bătut la cap, da.
Cartea cuprinde mai multe capitole, ale căror titluri au fost inspirate parcă din viața compozitorului. Situația incertă de la primăria Pitești pune pe gânduri partidele politice. Deja reprezentanții noului PNL se gândesc la fotoliul de primar al orașului. Sunt și destule persoane luate în calcul pentru o eventuală candidatură. Una dintre acestea ar putea fi chiar vicepreședintele PNL Argeș, Marius Postelnicescu. Conform legii, dacă un primar este condamnat, în localitate vor avea loc alegeri anticipate. Chiar dacă deocamdată nici nu se pune problema alegerilor, noii liberali iau în calcul această ipoteză. S-au gândit la mai multe persoane care ar putea să ia locul lui Tudor Pendiuc, iar Marius Postelnicescu a fost deja invitat de prieteni să candideze. Există mai multe persoane asupra cărora noi ne uităm și sunt probabil mai mulți și interesați. N-am deschis încă subiectul în partid să vedem cine ar fi acele persoane interesate. Și vom lua o decizie, probabil în urma unui sondaj, pentru că mi se pare corect ca o candidatură la atât de importantă să nu se facă pe ochi frumoși, pe simpatii sau pe, eu știu, ce alte considerente. Mi-a spus că să candidez la primăria Pitești, am zâmbit. Și aseară iar m-au sunat niște colege să-mi spună la mulți ani din timp și i-au spus că ar trebui să candidez. Bineînțeles că m-au luat prin surprindere, mai ales că nici eu nu m-am gândit la asemenea gest care să-l fac să candidez. Punct. Deocamdată la prefectură se așteaptă un comunicat scris de la instanța de judecată referitor la măsura arestării preventive. După ce va fi primită această înștiințare, prefectul va emite un ordin de suspendare din funcția primarului, iar atribuțiunile edilului vor fi preluate de unul dintre viceprimari până la aflarea sentinței în cazul lui Tudor Pendiuc. Și în timp ce liberalii își fac planuri pentru primăria orașului, socialdemocrații nici nu se gândesc la o asemenea ipoteză. Să vedem ce va fi și dacă este cazul de așa ceva, spune secretarul executiv al partidului Florin Tecău. Noi avem următoarea regulă în privința candidaților. Organizația locală, organizația municipală, orășenească comunală, hotărăște și stabilește candidatul. Deocamdată vorbim despre lucruri care nu știm cum se vor desfășura și n-are rost să tulburăm apele. Consiliul Județean Argeș a găzduit joi campania de informare publică cu privire la proiectul Managementul Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Argeș, etapa a doua. Derulat pe o perioadă totală de 50 de luni și cu o valoare de aproximativ 70 de milioane de lei, proiectul nu a reușit să stârnească interesul edililor argeșeni care au absentat la întâlnire în număr mare. Consiliul Județean Argeș a găzduit campania de informare publică cu privire la proiectul Managementul Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Argeș, etapa a doua. În urma implementării proiectului, Argeșul și județele învecinate vor beneficia în mod direct, poluarea mediului fiind redusă semnificativ prin reducerea contaminării apei și a solului. Finalizarea cu succes a proiectului nu este importantă doar pentru Argeș, ci pentru toată România, întrucât reprezintă unul dintre angajamentele luate de țara noastră în momentul aderării la Uniunea Europeană. Derulat pe o perioadă de 50 de luni, valoarea acestui proiect se ridică la aproximativ 70 de milioane de lei, dintre care 55 de milioane reprezintă contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională. La ședința de informare au fost invitate autoritățile județului, dar și partenerii ai proiectului. Au fost invitați primarii comunităților care sunt prinse în această a doua etapă de dezvoltare a proiectului nostru, desigur reprezentanții instituțiilor care sunt abilitate cu activități în acest domeniu al mediului, și mă refer Organismul Intermediar de Mediu, Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, precum și echipele de consultanță și asistență tehnică implicate și, nu în ultimul rând, constructorii care realizează lucrările prevăzute în contract. Deși subiectul discuțiilor a fost unul extrem de important, fiind vorba de mediu și sănătatea argeșenilor, din păcate nu a fost suficient de important și pentru edilii din Argeș. Mulți dintre primarii invitați nu au fost prezenți, sala fiind mai mult goală. Cum și când va fi proiectul finalizat, doar timpul ne va spune. Urmărim acum, doamnelor și domnilor, știrile pe scurt. Piteștiul este pregătit pentru prima ninsoare. Președintele Consiliului Județean a precizat că, din informațiile pe care le are, până la sfârșitul lunii se vor termina toate licitațiile în privința dezăpezirilor. La nivelul Piteștiului va avea loc săptămâna viitoare primul comandament de iarnă, iar conform municipalității, dezăpezirea va fi făcută prin forțe proprii, însă, în caz de nevoie, se va apela și la utilajele unor firme private.
În luna septembrie, evoluția principalelor fenomene demografice înregistrate în Argeș s-a caracterizat prin creșterea față de luna anterioară a natalității cu 26,4%, anunță cei de la DGS Argeș. Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, diferența negativă de 95 de persoane înregistrate între numărul născuților și decedaților s-a transformat într-o diferență pozitivă a 17 persoane. La oficiile de stare civil au fost încheiate și înregistrate 443 de căsătorii, cu 223 de căsătorii mai puține decât în luna august. Față de luna septembrie 2013, numărul căsătoriilor încheiate și înregistrate a fost mai mic cu 10,5%. De la 1 ianuarie ar putea intra în vigoare reducerea de TVA la carne și produsele din carne. Dacă guvernul va aproba reducerea de 9% a TVA-ului, prețurile la carne și produsele din carne vor scădea cu 15%. Această măsură este încurajată de succesul pe care l-a reprezentat reducerea de TVA la produsele de panificație. Succesul a fost cu atât mai important încât autoritățile statului au colaborat cu asociațiile profesionale și au eliminat astfel din piață evazioniștii. CS Mioveni își continuă parcursul din actualul sezon al Ligii Secunde, urmând să joace mâine pe terenul Metalului Reșița. Antrenorul Claudiu Niculescu a declarat că elevii săi pot obține un rezultat pozitiv. Unul dintre cele mai interesante meciuri din etapa de sâmbătă a Ligii Secunde are loc la Reșița, între echipa locală Metalul și CS Mioveni. Gazdele au fost o perioadă și pe prima poziție, iar confruntarea se anunță una dificilă pentru jucătorii lui Niculescu. Ne așteaptă o perioadă foarte grea, deja terenurile încep să fie foarte grele din cauza vremii. Merge la Reșița, mergem la echipa de pe locul 2 în acest moment și echipa care și-a propus promovarea în acest sezon. Dar mergem cu încredere și cu entuziasm și cred că ne putem întoarce cu 3 puncte de acolo. CS Mioveni ocupă locul al 4-lea în ierarhia seriei cu 20 de puncte acumulate. Academica Argeș întâlnește mâine de la ora 11 pe Farul Constanța, într-o partidă din cadrul etapei a 14-a din Liga Secundă. Gazdele sunt obligate să câștige dacă mai vor să spere la o promovare. Academica Argeș și Farul Constanța se vor întâlni într-o partidă din cadrul Ligii Secunde la fotbal sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin. Echipa pregătită de Marius Baciu speră să-și regăsească cadența după ce a pierdut cu Voluntar și Buzău, iar acest lucru este perfect realizabil, mai ales că acasă evoluțiile au fost mereu pe măsură. Constanțenii se află în zona periculoasă a clasamentului, iar rezultatele nu tocmai bune din ultima perioadă au dus la plecarea antrenorului Marian Pană. Oficialii argeșenilor își doresc ca echipa să fie încurajată și sâmbătă de cât mai mulți susținători. În acest sfârșit de săptămână, vremea va fi instabilă în județul nostru, cu șanse slabe de precipitații. Vântul va sufla slab, iar presiunea atmosferică se va menține constantă. Temperatura minimă este de minus 3 grade Celsius, iar cea maximă poate ajunge până la 10 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acesta a fost Observatorul de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. De luni vă așteaptă Simona Pomazan. La revedere!